Fixează-ți un scop precis. Urmează-ți drumul către acest scop în mod riguros. Evită încercarea de a fi totul pentru fiecare. Actrița pe care o vom vedea în continuare, intervievată chiar la ea acasă de către colegul meu Sorin Duțoiu, la Roma, a fost de multe ori încercată de viață. A mers de fiecare dată mai departe, pe drumul său, nu a contat ce spun cei din jur. E frumoasă, are talent, un talent deja probat în actorie. Și a găsit menirea ca femeie, ca mamă, ca artistă. Priviți acest interviu cu Alexandra Dinu, o să vă placă. E actrița care și-a găsit împlinirea în capitala Italiei. Bună seara, Alexandra! Îți mulțumesc pentru că ne-ai deschis ușa casei tale, în mod special acum, înaintea sărbătorilor de iarnă. Bine ați venit! Anul 2013 a reprezentat pentru tine noi proiecte de succes și mă refer aici, în mod special, la filmele de televiziune Rosso San Valentino, la Farfala Granata. Spune-mi, cum este să fii celebră în Italia? Cum este showbiz-ul în Italia? Celebre, mult spus. Am avut niște ocazii extraordinare în ultimul an. Mi-a făcut mare plăcere să fac aceste două filme. Au fost foarte importante pentru mine, mai ales Rosso San Valentino. A fost nu doar un rol extraordinar, dar și o ocazie de a cunoaște oameni minunați, un regizor extraordinar. M-am îndrăgostit pe platoul ăla de filmare, deci rămâne pentru mine foarte diferit de tot ceea ce am făcut până acum și foarte special. Este practic începutul noi tale povești de dragoste, da, în viața reală. Da, așa a început. Se spune că pentru a ajunge să apreciezi cu adevărat succesul, este necesar să treci prin perioade dificile, prin multe încercări. Da, ca să apreciezi în general viața, e nevoie să treci prin foarte multe încercări. Cred că toate aceste încercări, până la urmă, sunt favorabile în viața noastră, pentru că te ajută să te maturizezi, să crești, să înțelegi cu adevărat sensul vieții. Mario, băiatul tău, nu a avut un an excepțional, pentru că s-a lovit de anumite probleme de sănătate, a suferit două intervenții chirurgicale foarte dificile. Cum este el acum? Cum se simte? Tot ce pot să spun este că astăzi se simte bine. Sper să se simtă așa în continuare. Și că de acum încolo, adică din momentul acela, am început să mă gândesc serios la problemele astea, să-mi dau seama că sunt probleme reale, lucruri pe care înainte le ignoram. Știi cum e? Până când nu ți se întâmplă ție, anumite lucruri nu le poți înțelege. Sunt mulți copii care au probleme, mulți părinți care îmi scriu și care acum, după ce am trecut prin experiența asta, am simțit nevoia să le fiu alături și să-i ajut cumva. Însă vreau să-mi spui totuși ce s-a întâmplat mai exact. Au fost probleme care nu au fost descoperite la timp și s-au agravat, sau probleme din naștere de care tu nu știai? Da, pentru era că o problemă... Mario este un băiat, de cât știu, este un băiat energic, activ, care face sport și care nu dădea semne că ar suferi de ceva anume. Foarte, foarte activ și nu a avut nici cel mai mic simptom. Era o problemă congenitală din naștere. Din naștere. Dar nu ne-am dat seama de ea și cred că s-a agravat în timp, tocmai pentru faptul că el e foarte activ și a făcut foarte mult sport. Și asta nu i-a făcut bine. Practic era practic o gaură, exact, între ventricul, în inimă, exact, care risca să se dilate, să se mărească pe măsură ce trece timpul. Ce înaintea în vârstă și inima se mărește, deci în consecință și acea gaură s-ar fi mărit. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am dat seama, pentru că sunt foarte multe cazuri în care chiar nu se știe nimic și la 18 ani sau și mai devreme poate să aibă un infarct sau poate să li se întâmple ceva tocmai în momentul în care fac sport. Așa că mă consider norocoasă chiar și în toată situația asta dramatică, care, mă rog, nu mai cuvântul noroc nu poți să-l folosești într-o astfel de situație, dar îți dai seama că ai fi putut să nu știi niciodată, deci în felul ăsta am putut să-l salvez. Cum te-ai mobilizat? Ce ai simțit atunci? Acum, ce ai făcut? La cine ai apelat? Nici nu știu să spun ce am făcut. Crede-mă că ești într-o stare în care nu mai ești în contact cu tine însuți. Știi că trebuie să existi pentru celălalt și faci tot ce e posibil să-l ajuți. Și bineînțeles că începi de la medici. Acolo cauți răspunsuri, nu? Nefiind un medic, oricum am informat foarte mult și eu, am căutat, am citit foarte mult. Și asta am făcut. Câteva luni de zile bune am căutat... Am căutat acești medici până când am ajuns la cel care m-a convins și mi-am dat seama că mă pot lăsa pe mâna lui. Deși și atunci nu te gândi că e o situație foarte ușoară, confortantă, pentru că știi cum e, nu știi și se întâmplă tot felul de lucruri. Chiar și celor mai buni pot fi
lucruri care nu depind de ei. Dar a fost bine. Am considerat că e totuși că Dumnezeu ne-a iubit în toată povestea asta. Deci este foarte important ca oamenii să facă controle frecvente. Este foarte important. Pentru că poți descoperi prea târziu ceea ce... Deci crede-mă, și eu îl duceam la control din 6 în 6 luni, deci nu e vorba că el n-a fost controlat. Dar nu s-a găsit? Numai că noi am făcut această ecocardiografie. Îi făceau electrocardiogramă și atunci când faci sport și ți se dă acest certificat sportiv, se face electrocardiogramă. Numai că electrocardiograma nu vede. Nu e în stare să descopere această patologie. După aceste întâmplări, te-ai implicat în mai multe campanii în România pentru a ajuta copiii care suferă de probleme la inimă. Ce anume ai realizat până în prezent sau ce anume îți dorești să faci în viitor apropiat? Am început cu această campanie care a durat 3 luni, în care am avut ajutorul câtorva clinici, 4 mai exact, din București și din țară, care au acceptat să facă această ecocardiografie de care îți spuneam, gratuit tuturor copiilor, timp de 3 luni. Au fost consultați 1200 de copii în urma acestei campanii, iar 79 au fost depistați cu patologia de inimii. După care am făcut un eveniment, acum, recent, am achiziționat acest aparat, acest ecocardiograf pentru Spitalul Marie Curie, unde toți copiii vor putea beneficia de aceste ecocardiografii gratuite. Gratuit. Ceea ce nu e puțin, pentru că nu exista un astfel de aparat acolo. L-ai crescut pe Mario singură. Știu că, mă rog, fostul tău soț, Adrian, nu a fost o prezență constantă în viața lui. Ți-a fost greu sau pur și simplu n-ai simțit nevoia sprijinului fostului tău soț? Și acesta este un subiect despre care nu-mi face plăcere să vorbesc, pentru că consider că nici nu merită foarte mult atenția mea și a noastră din punctul ăsta de vedere. Dar dacă te referi la mine, da, pot să-ți spun că l-am crescut singură și sunt mândră de lucrul ăsta. Ideal e ca un copil să crească și cu mama și cu tatăl, pentru că asta este, de asta e nevoie de doi părinți și copiii nu-i fac doar mamele, ci și tații. Însă se întâmplă, nu sunt singura femeie, cred, care i s-a întâmplat asta. Așa că trec mai departe. Bineînțeles, rămâne dezamăgirea în suflet să constați că, mă rog, un tată nu-și îndeplinește responsabilitățile așa cum ar fi normal. Însă accepți și asta cu vârsta, știi? Accepți că persoanele, până la urmă, sunt ceea ce sunt și nu le poți schimba. Imediat vine Crăciunul, vine un an nou. Ce îți dorești pentru 2014? Îmi doresc în primul rând sănătate. Știu că pare banal, dar cum vezi, în cazul meu nu este absolut deloc. Îmi doresc ca Mario să fie sănătos și eu să fiu sănătoasă, să mă pot bucura de el, să pot să-l cresc așa cum mi-am propus. Să le transmiți un mesaj telespectatorilor emisiunii Prețuiește Viața, acum în prag de final de an. Le urez un Crăciun fericit alături de familie și de toți cei dragi lor. Să creadă în Dumnezeu și în puterea vieții, indiferent de dificultățile peste care trec, pentru că trecem cu toții, dar până la urmă trebuie să fim puternici și să privim viața cu un surâs. Și Andrei, poți să-i transmit un mesaj? Ok, în primul rând la mulți ani, pentru că știu că este ziua ta de naștere, să fii fericită, iubită și puternică, așa cum te știu, să rămâi așa cum ești.